Atunci când vine vorba despre actele care sunt necesare pentru școala de șoferi, acestea sunt, pe de o parte, cele necesare pentru a te înscrie la cursurile practice și teoretice pe care le pune la dispoziție respectiva unitate, iar, pe de altă parte, sunt documentele pe care trebuie să le prezinți în vederea susținerii examenului. Iată care sunt acestea. În primul rând, cartea de identitate în original și în copie. Apoi, cazierul judiciar obținut de la orice secție de poliție din orașul unde locuiești, însă va trebui să conțină mențiunea examen auto. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru școala de șoferi. Apoi, avizul psihologic obținut în urma unui consult la orice cabinet individual autorizat de Colegiul Psihologilor din România. Nu în ultimul rând, fișa medicală pentru permis auto, care se eliberează în urma unui consult de către orice unitate medicală acreditată pentru eliberarea acestui tip de fișă pentru permisul auto, care este autorizată de Direcția de Sănătate Publică. Pentru susținerea examenului auto, aveți nevoie de fișa de școlarizare, care se eliberează de către școala de șoferi unde ai terminat orele, semnată. Pe spatele fișei va trebui să apară avizul unității medicale care a eliberat fișa medicală. Cererea de examinare. De obicei, aceasta se eliberează la școala de șoferi împreună cu fișa de școlarizare. Cazierul judiciar este valabil cel pe care l-ai prezentat la înscrierea la școala de șoferi. Dovada achitării taxei pentru permisul auto în valoare de 89 de lei. Cartea de identitate în original și în copie. De asemenea, permisul de conducere pentru persoanele care doresc să obțină o nouă categorie sau subcategorie.